liderii partidelor politice parlamentare. Am analizat împreună situația creată de votul de la referendumul care s-a ținut ieri în Marea Britanie și care, din nefericire, și noi regretăm acest lucru, s-a soldat cu ceea ce s-a numit și ceea ce se cunoaște deja sub denumirea de Brexit, adică Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Noi regretăm acest vot, dar în același timp vreau să spun foarte clar că noi respectăm acest vot. Uniunea Europeană este un proiect foarte valoros. România a fost de la bun început o țară care a dorit să fie membră în Uniunea Europeană, o țară care a susținut puternic ideea europeană și în acest context vreau să spun după aceste consultări foarte clar, România rămâne atașată proiectului european.